aveam în comuna Hoghilac până de curând 69 de familii care nu aveau curent electric, nu erau electrificate locuințele lor. Din păcate, asta e o realitate care se găsește sau se regăsește în foarte multe sate din România. Printr-un grant norvegian am reușit să montăm panouri fotovoltaice și efectiv acești oameni să aibă curent electric în gospodăriile lor. Suntem mulțumiți că ne-ați pus lumina, că n-am avut lumină deloc aici, am fost la lampă, la lămpaș, cum am putut. Și ne bucurăm foarte mult că ne-ați putut ajuta. Era rău că era pentru întuneric, nu aveam copii la școală. Am fost în ziua aceea când i-au pus băieții ia panourile, am fost foarte bucuroși. Mai ales când am aprins becul, televizorul, copiii erau bucuroși. Oamenii ăștia de pe aici care nu erau curent. Tot, că n-am avut curent, n-am avut nimic. Acum avem curent, avem frigidere, avem televizoare. Până acum foloseam lampă cu petrol. Acum avem panouri, acum avem lumină, curent. Când am aprins prima dată becul în casă, m-am simțit foarte bine, foarte fericit așa. Înainte de a se face proiectul ăsta pe panouri fotovoltaice, comunitatea o ducea greu de tot, pentru că nu aveau curent electric, era greu cu copiii, cu învățatul, cu hrana. Din moment ce s-a făcut proiectul ăsta, nimeni nu credea în proiectul ăsta, dar până la urmă, cu consecințe și cu multă răbdare, l-am făcut. S-a aprobat finanțarea și comunitatea e foarte mulțumită în toate punctele de vedere, atât copiii cât și părinții. Se simte o schimbare a comunității, pentru că și copiii vin la școală, deci frecventează, absențe nu sunt prea mari. Chiar dacă ne aflăm în secolul 21, acești copii, zeci de copii, n-au putut să învețe să-și facă temele la lumina unui bec și din acest moment ei pot să facă acest lucru. Acești oameni trăiau aproape ca în Evul Mediu și am reușit să schimbăm în bine soarta lor prin acest grant norvegian și continuăm investițiile în această zonă și pentru acești oameni, pentru că în momentul ăsta o să introducem utilitățile până acolo până la locuințele lor și o să asfaltăm și drumurile de acces care duc spre școală. Foarte bine că avem și noi o țară de televizor, ne mai uităm și noi la câte ceva, că n-am avut și suntem foarte mulțumiți. Noi folosim curentul în casă și la lumină, și la un televizor, și la un frigider, la o mașină de spălat. Înainte a fost foarte rău, foarte rău. N-am avut o țară lumină, am fost mai mult pe întuneric. Cu banii noștri n-am putea cumpăra un panou cu alocația sau cu ajutorul social. Că pentru că noi nu avem posibilitatea să cumpărăm, să punem panouri. Era singura soluție pentru comunitate, pentru că ei financiar nu aveau și nu puteau ca să-și realizeze lucrurile astea, fiecare familie, ca să-și bage energia electrică în casă. Așa numai prin primărie, prin proiectul care l-am făcut, am putut să-i ajutăm. Nu știm de la ce să produce curentul ăsta, e bine că merge. Păi eu nu știu. Poate de la soare, de la ceva, de la lumină. Nu întâmplător ne îndreptăm atenția către comunitățile vulnerabile din România. Aici, o finanțare mică,
poate avea un impact real în viețile oamenilor. Ceva ce la București pare insignifiant, în România reală schimbă destine. Innovation Norway este una dintre entitățile responsabile de managementul granturilor norvegiene și ale spațiului economic european. În România îndeplinește calitatea de operator de fond pentru programul de energie și cel de dezvoltare afacerilor, inovare și IMM-uri. Innovation Norway și mecanismele sale de finanțare sunt gândite pentru comunități și oameni, astfel încât să poată să sprijine dezvoltarea rurală și regională, aducând tehnologia în zone cât mai variate din România. Noi suntem aici ca să colaborăm cu primăriile și asociațiile pentru a seta exemple de bune practici, ideea de bază fiind prezentarea unor proiecte pilot care să poată fi copiate și multiplicate. Proiectele noastre sunt parte din strategia de tranziție energetică, electrificarea verde, oferind energie curată, ieftină și accesibilă comunităților. Programele sunt ușor accesibile, simplu de implementat și gândite necomplicat ca să faciliteze o absorpție a granturilor de 100%. Suntem aici pentru oameni, ca să-i ajutăm, să-i motivăm și să-i inspirăm să modernizeze România.